Referitor la această întrebare, știți, eu am atras atenția chiar cum ați întrebat. Deci, ce ar fi dacă turiștii? Și foarte corect a spus, că turiștii. De ce e că românii, de fapt, unguri, da? Ungurii care sunt din partea ungurilor, ei practic toți visează și toți spun și poate spune că românii ne-au furat terenurile, pământurile. Dar însăși ungurii niciodată n-au fost așa cazuri că să vii în România să ceară pământurile mele. Asta românii care se identifică ca unguri, care trăiesc în România, au dreptul să spui asta. Au dreptul chiar să spui asta. Așa e părerea lor, trebuie să lupte pentru dreptul lor. Dar dacă vin ungurii și spun că este spământ, este tot alt conflict. Și dacă să facem o paralelă între întrebarea aceasta care ați dat-o și întrebarea la noi care se în ziua de astăzi cu România și cu Moldova, la noi situații foarte jalnică. Dar dacă la noi statul, în comparație cu România, cum a spus domnul Bulgaru, când aveți permit, da? Șeful de la SRI s-a rost și a spus, băi băieți, noi rupem capul în 5 minute. Așa România, corect, statul înseamnă că e puternic și legea e puternic, adică statul are grijă de statul, de suveranitatea lui. Dar la noi, ce se face? La noi, într-adevăr, turiștii vin, turiștii, consulul care a fost prins, care a fost și promovează Moldova pentru toate primăriile astea care a declarat, așa spun ei, că ne unim, unirea cu România, a fost prins un consul care a fost implicat în asta. Un turist care se numește Traian Băsescu, el e un turist prin eșchierul politic, diplomatic, a intrat în țară și tot promovează asta. Tot, practic, care au declarat unirea spre... Nu sunt, atrageți atenția, toți sunt promovați ca alu Șalaru, alu Băsescu. Ăștia sunt turiști. Dar ce a făcut Băsescu atunci când băieții noștri au vrut să promoveze unirea, adică Moldova Mare în România? Băieții noștri, moldovenii, când era Băsescu președintele țării, au vrut să promoveze Moldova Mare. Și au făcut. Eu interzis să mă intre în România, eu interzis să registrez asociația asta obștească, dar la noi ce? Și președintele țării cunoaște că s-au fost implicați și tace. Știți cum? Și de ce tace? De ce că nu permite să curmi într-o zi asta spate de tot? Adică e închis într-o zi câțiva oameni și a două zi nimeni nu mai are poftă. Dar sunt sigur că puterii statului, da, și anume lui Plăhotniu, ca să-i tare convenabil de tot. Cineva rupe înspre Rusie, cineva înspre România, dar problemele economice a statului, oamenii mor, copiii nu se dezvoltă normal de tot, că nu au mâncare calitativă și așa mai departe și nici mulți n-au mâncare și ei care trebuie. Și vorbim despre românism, vorbim despre românism, despre moldovenism, despre pro-Rusie, pro-Românie. Iar că asta, așa se distruge statul. Așa se distruge statul.